Craiova va avea un rozariu și asta în urma inițiativei Fundației Gazeta de Sud, care, în colaborare cu Facultatea de Agricultură și Horticultură, Grădina Botanică și Oltenia Garden, a pus bazele unui astfel de spațiu. Rozariul este un loc unde se cultivă trandafirii după anumite reguli, în funcție de soi, înălțimea tufelor și culoare și respectându-se principiile arhitecturii peisagistice. Este o inițiativă a Fundației Gazeta de Sud, într-adevăr, în parteneriat cu Facultatea de Agricultură și Horticultură a Universității din Craiova, Grădina Botanică, Asociația Micii Rozelor și Oltenia Garden. Astăzi au fost plantați 30 de trandafiri, fiind doar primul pas în constituirea acestui rozariu. Fundația Gazeta de Sud nu este la prima acțiune de acest gen. În 2008 am plantat 1800 de copaci, iar anul acesta, chiar săptămâna trecută, au fost plantați arbuști ornamentali și pomi fructiferi la grădinițe din Craiova. Această acțiune care este făcută în cadrul grădinii botanice este foarte bine pentru a conștientiza, pentru că este o oază de verdeață în cadrul municipiului Craiova și tinerii care au venit astăzi să planteze atât la liceu cât și de la facultate trebuie să conștientizeze că orice plantare sau orice plantă în plus este o aducătoare de oxigen. La acțiunea de astăzi au participat și elevii clasei a treia A Step by Step de la Colegiul Național Frații Buzești, care împreună cu studenții de la Facultatea de Agricultură și Horticultură au plantat trandafirii ce vor alcătui rozariul. Copiii au fost extrem de încântați să afle de la studenți și profesori tainele trandafirilor. Se extrage trandafirul. Îl punem acolo și apoi îi punem pământul peste. Puneți acolo ca să se cimenteze el. Putem să turnăm direct. Da. Dar nu lăsați-mi să-l încet. Mai bine cu noi astăzi am plantat trandafir și această acțiune mie mi-a plăcut foarte mult. De ce? Pentru că am putut și lua și noi parte la plantarea de trandafir și peste câteva luni vom vedea rezultatul muncii noastre. Îți place să ai grijă de mediul înconjurător? Da, întotdeauna mi-a plăcut să am grijă de plante, de animale și de tot ce ține de mediu. Întotdeauna. A fost chiar un hobby. La țară am o grădină destul de mare și de atunci am început să am grijă de mediu. Și sunt foarte încântat că am această pasiune. Să ne bucurăm că am venit aici, să putem avea ocazia să plantăm aceste semințe. Vă place să aveți grijă de mediu înconjurător? Da, foarte mult. Și cum faceți voi asta în fiecare zi? Strângem gunoaie, am făcut o campanie la școală și strângem toate gunoaiele din curtea școlii. Și așa încercăm să protejăm mediul. Copiii au fost foarte mândri că au contribuit la realizarea primului rozariu din Craiova și spun că vor reveni să vadă rodul muncii lor de astăzi. La rândul lor, profesorii și studenții Facultății de Agricultură au fost încântați de sprijinul primit de la copii. Elevii încă de mici învață să respecte natura, să aibă grijă de plante, să știe care sunt primele etape pe care le urmează orice plantă și iată, este prima etapă de plantare, adică punerea plantei la locul pe care îl va ocupa o perioadă bună de acum încolo. Îl vom vedea aici ani de zile, dacă vom ști să-l îngrijim, da? Și ne vom bucura mult timp de frumusețea lui. E o experiență foarte plăcută, mi ajută să creez o legătură cu natura, care este foarte importantă în timpul de astăzi, deoarece poluează tot felul de. Și, nu știu, e ceva, o experiență unică și frumoasă, și pentru noi și pentru ei în același timp. Acțiunea de astăzi este doar primul pas în constituirea rozariului de la Craiova. Organizatorii spun că sprijinul societății Oltenia Garden a fost unul extrem de util și în măsura în care vor mai exista și alte sponsorizări, plantația de trandafiri din grădina botanică va fi extinsă.